Bună ziua, stimați elevi! Astăzi ne întâlnim din nou în cadrul unei lecții noi, să-i spunem lecția 2, o lecție de analiză matematică. În cadrul capitolului aplicații ale integralei definite, vom discuta astăzi despre lecția area unei suprafețe, suprafețe plane. Dacă o suprafață plană reprezentată într-un sistem, într-un reper cartezian, este mărginită de două drepte pe ecuație x egal cu a și x egal cu b și de două curbe ale căror reprezentări grafice pot fi ale funcțiilor f, g, definite pe AB cu valori în R, evident funcții integrabile pe AB, area suprafeței poate fi calculată, cu ajutorul formulei, Arie, vom nota suprafața plană gamma indice F, G, egală cu integrală de la A la B din modul de F de X minus G de X. Închide modul de X. O să facem o observație și anume, pentru a calcula această integrală, trebuie mai întâi să explicităm modulul de subintegrală. În particular, dacă suprafața este mărginită de axa OX, adică F, G-ul, să luăm, G definită pe AB cu valori în R, cu G de X egal cu 0, atunci această suprafață, se numește subgraficul, funcției F și area subgraficului poate fi calculată și area subgraficului se poate calcula cu formula area
subgrafic F este egală cu integrală de la A la B din modul de f(x) dx. Evident și aici, pentru a calcula area, ca integrală trebuie mai întâi să explicităm funcția, modulul funcției f. În continuare, o să revenim pe câteva aplicații pentru a trece prin toate cazurile care apar în reprezentarea grafică a celor două funcții. Vom discuta prima dată despre 1. Dacă suprafața este situată deasupra axei OX. În cazul acesta, gamma F va fi egală cu mulțimea punctelor din plan XY care aparțin lui R2 cu proprietatea 0 mai mic, A mai mic sau egal decât X mai mic sau egal decât B și 0 mai mic sau egal decât Y mai mic sau egal decât F de X. Ca și aplicație, vom lua exemplu. Să se determine area suprafeței. Plane determinată de graficul funcției F definită pe R cu valori în R, F de X egal cu X 3X pătrat plus 2X plus 1, axa OX și dreptele de ecuație X egal cu minus 1 și X egal cu 2. Pentru asta avem formula dată mai devreme și anume area graficului determinat de mulțimii determinată de funcția F, axa X și dreptele X egal cu minus 1 și X egal cu 2 este egal cu integrală de la minus 1 la 2 din modul de F de X de X. După cum am spus în observație, trebuie să discutăm acest modul, adică modulul de f de x, pentru noi înseamnă modul de 3x pătrat plus 2x plus 1. Cel mai simplu ar trebui să facem un tabel cu semnul funcției. Minus infinit plus infinit, o să facem pe el și apoi o vom discuta pe intervalul de care avem nevoie, minus 1, 2. Luăm ecuația atașată și calculăm delta. Delta egal cu 4, minus 4 ori 3, 12, ceea ce înseamnă un minus 1 mai mic decât 0, deci nu are rădăcini reale. Nu are rădăcini reale, asta înseamnă că funcția va avea același semn pe intervalul de definiție, pe domeniul de definiție. În cazul nostru este L și va, pentru a afla semnul, îi dăm lui X o valoare sau ținem cont din definiție, va avea semnul lui A peste tot. A-ul este 3, mai mare decât 0, deci peste tot avem plus. Da? Atunci, tragem concluzia că modul de F de X este, de fapt, fiind pozitiv, 3X pătrat plus 2X plus 1. Și area suprafeței va fi egală cu integrală de la minus 1 la 2 din 3x pătrat plus 2x plus 1. Vom despărți în 3 integrale și vom calcula fiecare integrală în parte. De la minus 1 la 2 din 3x pătrat de x plus integrală de la minus 1 la 2 din 2x de x plus integrală de la minus 1 la 2 din dx. 1 dx sau dx. Prima, 3 ori, integrală din x la a doua, x la a treia, supra 3, calculată de la minus 1 la 2, 3 cu 3 se vor simplifica,
plus 2 ori x la a doua supra 2 calculată de la minus 1 la 2 plus x calculat de la minus 1 la 2. Egal mai departe, vom calcula, vom face calcule, deci 2 la a 3 8 minus minus 1 la a 3 minus 1 plus 2 cu 2 se vor simplifica și vom avea 2 la a 2 4 minus minus 1 la a 2 minus 1 plus 2 minus 1. Adică vom avea un 8 plus 1, 9. 9 plus 3, 12. 12 plus 1, 13. Da. A doua aplicație are o mulțime 2 în cazul în care, deci area mulțimii situată sub axa OX. Și ca aplicație, ca exemplu, vom lua să se calculeze area suprafeței determinată de graficul funcției f definită pe r cu valorii r, f de x egal cu x pătrat minus 4 și axa OX. După cum vedeți, aici nu mai apar cele două drepte, x egal cu a și x egal cu b. Prin definiție, area va fi egală, area sub graficului funcției, va fi integrală de la cele două valori a și b pe care noi nu le știm, din modul de f de x, de x. Pentru a vedea ce se întâmplă, ideal ar fi să trasăm graficul acestei funcții. Vom începe mai întâi cu un tabel, x și f de x egal cu x pătrat minus 4. Evident, minus infinit plus infinit și apoi îl vom lua pe domeniul pe care vom avea nevoie, o să vedeți imediat ce se întâmplă. O să calculăm prima dată vârful. Vă aduc aminte că vârful are coordonatele minus delta sub, minus b supra 2a și minus delta supra 4a. B-ul este 0, deci va rezulta că vârful va avea coordonata 0. Și deoarece vârful x este 0, f de 0 este minus 4 și am aflat și minus delta supra 4a. Deci vârful are coordonatele 0 și minus 4. Fiind și funcție pară, graficul va fi simetric față de axa OY. Luăm acum rădăcinile ecuației. X pătrat minus 4 egal cu 0 rezultă x pătrat egal cu 4, de unde rezultă x egal cu plus sau minus 2. Deci vom avea odată în minus 2, 0. În 2, 0. Și e suficient capetele fiind funcție de gradul 2 și aul pozitiv, capetele vor fi plus infinit și plus infinit. Trasăm graficul funcției. Avem prima dată minus 4, 1, 2, 3, 4. Deci aici va fi vârful. Avem rădăcini minus 2 și 0. 1, 2, deci minus 2 și 1, 2 și 2. Deci graficul va trece prin aceste puncte și trebuie să ținem cont, după cum am spus, că este o funcție pară, graficul trebuie să fie simetric față de axa OY. După cum observați din imaginea grafică a funcției, suprafața determinată de graficul funcției și axa OX va fi aceasta de aici. Se află integral situată sub axa OX și fiind negativă, integrala noastră se transformă în integrală de la minus 2 la 2, din minus f de x
de x. Minusul putem scoate în față, ținând cont că, că funcția mea este pară și atunci pot să spun că e minus de 2 ori integrală de la 0 la 2 din f de x de x. Sau minus 2 integrală de la 0 la 2 din x pătrat minus 4 de x, sau mai mult, egal cu minus 2 pe lângă. X pătrat integrală din x la 2, x la 3 asupra 3 calculată de la 0 la 2 minus integrală din 4 este 4x calculată de la 0 la 2. Efectuăm calculele și avem un minus 2 pe lângă. 2 la 3, 8 supra 3. Minus în 0 e 0. Minus 4, 2. Minus 8 supra 1. Aducem la același numitor. Obținem un minus 2 ori 8 minus 24 minus 16 supra 3 și obținem suprafața egală cu 32 supra 3. Trecem la următorul exemplu și anume area unei suprafețe cuprinsă 3, area unei suprafețe cuprinse în 3 suprafețe cuprinse între graficul unei funcții axa X și dreptele de ecuații și dreptele de ecuații x egal cu a și x egal cu b. După cum ați văzut în cele două exerciții, aplicații făcute mai devreme, am avut primul caz suprafața situată deasupra axei OX. În al doilea caz, suprafața situată sub, deci mulțimea situată sub axa OX, putem avea foarte multe probleme în care suprafața să fie și deasupra și sub axa OX. Pentru asta vă propun exemplul următor. Să se determine area regiunii, suprafeței, mulțimii, cum doriți, regiunii, cuprinsă între graficul funcției f definită pe r cu valori r, f de x egal cu, și am ales o ecuație care să aibă soluții frumoase, x pătrat minus 3x plus 2, axa OX, și dreptele de ecuații, dreptele de ecuații, x egal cu 0 și x egal cu 2. Conform teoriei, area suprafeței determinată de funcția f axa OX și cele două drepte, x egal cu 0 și x egal cu 2, va fi egală cu integrală de la 0 la 2 din modul de f de x. Și acum avem două posibilități. Exprimăm modulul cu ajutorul tabelului funcției f sau cu ajutorul reprezentării grafice a funcției. Fiind o funcție de gradul 2, nu ar trebui să fie greu. O să mergem de data asta pe tabelă. Avem x, funcția noastră, f de x egal cu x pătrat minus 3x plus 2. O să discutăm semnul pe intervalul minus infinit plus infinit și apoi vom lua pe intervalul 0, 2. Luăm ecuația atașată, x pătrat minus 3x plus 2 egal cu 0, a cărui determinant va fi 9 minus 8, 1, cu rădăcinile x1 egal cu 1 și x2 egal cu 2. Așezăm cele două rădăcini, 1 și 2, 0 și 0. Știm că între cele două rădăcini vom avea întotdeauna semnul contrar semnului lui A,
au la noi este 1, semnul contrariu 1 este minus, și în afara rădăcinilor, adică în intervalul minus infinit 1 și 2 plus infinit, vom avea semnul lui A, adică semnul plus. Pe noi ne interesează să explicităm funcția în intervalul 0, 2. Deci pe acest interval. Și observăm că avem și parte pozitivă, dar și parte situată sub axa OX. Și atunci, integrala noastră o vom scrie, o vom sparge în două, și anume, integrala de la 0 la 1 din f de x rămâne pozitiv, este pozitiv aici, de x, minus sau plus integrala de la 1 la 2 din minus f de x de x, fiind negativă pe intervalul 1, 2. Nu avem decât să înlocuim funcția și să calculăm integrale. Și vom avea integrala de la 0 la 1 din x pătrat minus 3x plus 2 dx. Minus, o să scoatem în față, minus integrală de la 1 la 2 din x pătrat minus 3x plus 2 dx. Egal mai departe. Și vom avea integrală din x la a doua, x la a treia, supra 3, calculată de la 0 la 1. Minus 3 ori x pătrat supra 2, calculată de la 0 la 1, plus 2x, calculat de la 0 la 1, minus integrală din x la a doua, x la a treia, supra 3, calculată între 1 și 2, plus, țineți cont de minusul din fața integralei, plus 3 ori x la a doua, supra 2, integrală din x, calculată de la 1 la 2, minus 2x, calculată între 1 și 2, egal, și avem de la 1 supra 3, minus 3 supra 2, plus 2, în 0, toate fac 0, minus, și o să avem aici un 8 supra 3, minusul din formulă cu minusul din față, un plus 1 supra 3, plus 3 ori 4, 12 supra 2, minus 3 ori 1, 3 pe 2, minus 2 pe lângă 2 minus 1. Și acum voi face întâi calcule cu fracțiile care au același numitor și avem 1 pe 3 plus 1 pe 3, 2 pe 3 minus 8 pe 3, minus 6 supra 3, minus 3 supra 2 plus 12 supra 2, 9 supra 2, 9 supra 2 minus 3 supra 2 plus 6 supra 2, minus și 2 ori 1 minus 2. Aducem la același numitor, amplificăm cu 2, amplificăm cu 3 și amplificăm cu 6 și obținem un minus 12 plus 18 minus 12 supra 6. Egal cu, s-a strecurat o greșeală. Aria nu poate da negativă. Deci undeva am greșit într-un calcul. Deci x la a treia, revenim asupra calculului, avem funcția. Ok, e bine luată funcția. De la 0 la 1, x la a treia asupra 3 minus 3x pătrat pe 2 plus 2x, calculată 1 pe 3 minus 3 supra 2 plus 2. Da, cred că am omis acest 2 aici. Plus 2, deci mai avem un plus 2, care se vor reduce și atunci nu avem pe acest minus 12, rezultatul va fi un 6 supra 6, care dă 1. Deci, mare atenție, aria unei suprafețe plane nu poate da negativ. Multă atenție în cap. Mergem la al patrulea. Al patrulea caz, și anume, aria unei mulțimi cuprinse, da, aria unei mulțimi determinată sau cuprinse între graficele a două funcții,
situate deasupra axei. Axei OX și între dreptele de ecuație, între dreptele de ecuație X egal cu A și X egal cu B. Exercițiul luat aici, exercițiul, să se calculeze area suprafeței de cuprinsă, deci să se calculeze area suprafeței cuprinse între graficele funcției F și G definite pe R cu valori 0 plus infinit. F de X este egal cu E la X și G de X egal cu E la minus X. Axa OX și dreptele de ecuații X egal cu 0 și X egal cu 1. Conform teoriei, area acestei suprafețe determinată de funcțiile F și G va fi integrală de la 0 la 1 din modulul diferenței celor două funcții. Acum trebuie să discutăm acest modul. Acest modul se poate demonstra, se poate discuta și pe un tabel și pe reprezentarea grafică. Am să fac și. Începem mai întâi cu tabelul și avem X. Și F de X minus G de X înseamnă E la X minus E la minus X. Mergem pe intervalul minus infinit plus infinit. Rezolvăm ecuația E la X minus E la minus X egal cu 0, echivalentă cu E la X minus 1 supra E la X egal cu 0. Ținând cont că E la X este mai mare decât 0, putem înmulți și obținem că E la 2X minus 1 egal cu 0, ceea ce este echivalent cu E la 2X egal cu 1, echivalent cu 2X egal cu 0 sau mai mult X egal cu 0. Deci avem o singură rădăcină X egal cu 0, în care expresia mea face 0. Mă interesează semnul pe intervalul minus infinit 0 și pe intervalul 0 plus infinit. Cel mai simplu se calculează semnul dând valori necunoscute. Și anume, pentru x egal cu minus 1, obținem 1 supra e, înlocuind aici, 1 supra e minus e, care se observă clar că este mai mică decât 0. E-ul este un 2,71 aproximativ, 1 împărțit la 2,71 undeva la 0,8, minus 2,71 ceva mai mic decât 0, deci în partea stângă, pe intervalul minus infinit 0, funcția este negativă. Iar pentru x egal cu 1, se obține e minus 1 supra e, care obligatoriu e mai mare decât 0, deci aici este pozitiv. Pe noi ne interesează intervalul 0,1. Îl așezăm și pe 1 și observăm că pe acest interval funcția mea este pozitivă. Deci, putem spune mai departe că integrala de la 0 la 1 este egal cu integrala de la 0 la 1 din f de x minus g de x. Deci se calculează relativ simplu. Mă interesează să vedem și reprezentarea grafică pentru a ne aduce aminte câte ceva de la clasa a 10-a. Pentru reprezentarea grafică a funcției f, avem x-ul și y-ul. Intersecția cu axa, deci pentru funcția e la x, intersecția cu axa OY are loc în x egal cu 1. Deci graficul funcției exponențiale obligatoriu va trece prin A de coordonate 0 și 1. Deci x egal cu 0, y egal cu 1. Ținem cont că E-ul este 2,71, aproximativ 2,71. Asta înseamnă că este mai mare decât 1. Deci funcția f de x egal cu e la x este o funcție strict crescătoare.
având x egal cu 0, asimptotă orizontală pentru lambda de la minus infinit. Deci graficul funcției trebuie să tindă asimptotic către 0. Dându-i o valoare mai mare decât 0, de exemplu f de 1, f de 1 face e. Am spus că e-ul este aproximativ 2,71, 1, 2. Să zicem, pe aici undeva este e-ul. Graficul funcției trebuie să treacă și prin acest punct. Deci este o curbă exponențială, se numește graficul funcției. Pentru a doua funcție, g de x, avem e la minus x, care pentru noi înseamnă 1 supra e la x. Dacă observați, 1 supra e este mai mic decât 1. Fiind mai mic decât 1, graficul funcției este o curbă descrescătoare. Vom da tot valoarea 1, da? Valoarea 1 înseamnă 1 supra e, care este undeva la 0,36, cred. Deci pe undeva pe aici este e. Deci 1 supra e aproximativ egal cu 0,36. Punctul de intersecție, deci valoarea 1, 1 supra e este pe aici. Deci pe aici va trece graficul cele de-a doua funcții. Este o funcție descrescătoare, având asimptotă orizontală x egal cu 0 pentru ramura de la plus infinit și o funcție crescătoare. De fapt, cele două grafice sunt puțin simetrice. Și atunci, graficul determinat sau graficul determinat de cele două funcții, de ax sau x și dreptele 0 și 1, se observă că sunt cele de aici. Reprezintă asta de aici. Asta va trebui noi să calculăm. Se vede acum că, într-adevăr, graficul funcției f este deasupra și graficul funcției g este de desubt. Deci integrala clar se va calcula ca diferența dintre f și g. Plecând la calcul, am să merg pe o altă pagină, dacă mai permite, da? Și anume, aria graficului determinat de f și g va fi integrală de la 0 la 1 din e la x minus e la minus x de x. Integrală din e la x este e la x calculată de la 0 la 1 minus și integrală din e la minus x este minus e la minus x calculată de la 0 la 1. Sau altfel spus, e la 1 face e, minus e la 0 face 1, minus și cu minus 1 plus, e la minus 1 face 1 supra e, e la 0 face un 1. Aducând la același numitor, obținem un e pătrat minus e cu minus e minus 2e plus 1 supra e, ceea ce înseamnă un e minus 1 totul la puterea a doua supra e. Și aceasta este soluția problemei dată mai devreme. Mergem acum la cazul 5, și anume aria unei suprafețe determinată de două curbe oarecare. În cazul ăsta propun exercițiu, să se determine, să începem, să se determine aria determinată de graficele funcțiilor. F și G definite pe R cu valori minus 1, 1. F de X egal cu sinus de X. G de X egal cu cosinus de X. Iar X-ul se află între pi pe 4 și 5 pi pe 4. Prin definiție, aria determinată de suprafață delimitată de cele două curbe trebuie să fie integrală de la pi pe 4 la 5 pi pe 4 din modulul
diferențe dintre f de x și de g de x. Pentru a explicita modulul, am să utilizez tot metoda grafică. Vom face un tabel. Nu, mergem direct pe axe. O să îl construim direct. O să avem grijă la valori. Deci, funcțiile f și g sunt mărginite, sunt situate cu valori între minus 1 și 1. Asta înseamnă că vom avea dreapta x egal cu 1 și x egal cu minus 1. Graficul va fi situat între cele două asimptote orizontale. Evident că nu se termină doar pe partea stângă, merg și pe partea dreaptă. Și acum, piul. Ne aducem aminte, piul este aproximativ un 3,14. Deci dacă unitatea noastră este cam atât, o să avem nevoie 1, 2, 3, cam pe aici, 3,14. Să luăm piul aici. Dublăm și obținem un 2pi. Undeva aici, 2pi. Asta este axa x-ilor. Aici va fi axa y-ilor. Jumătatea acestui interval va fi un pi supra 2. Jumătatea intervalului 0pi pe 2 va fi un pi supra 4. Jumătatea intervalului între pi și 2pi vom avea un 3pi supra 2 și jumătatea intervalului dintre pi și 3pi supra 2 va fi un pi, un 5pi supra 4. O să încercăm acum, ținând cont de valorile funcțiilor trigonometrice, să trasăm cele două grafice. Am să trasez cu roșu graficul funcției sinus, am să-l și subliniez, sau îl încercuiesc ca să știți să urmăriți în figură ce cu roșu este graficul funcției sinus și ce va fi cu albastru va fi graficul funcției cosinus. Pentru început, funcția noastră, sinus de 0, are valoarea 0. Deci va pleca din origine. În dreptul lui pi pe 2, hai să trasez întâi tot cu negru, în dreptul lui pi pe 2, sinusul are valoarea 1. Deci ajunge în acest punct. În dreptul lui pi va da din nou 0, în dreptul lui 3 pi pe 2 va ajunge în 1 și la 2 pi din nou în 0. Deci graficul ar trebui să arate sub această formă. Deci până în pi are o formă concavă, își schimbă convexitatea, ajunge în 3 pi pe 2 și continuă tot convexă până în 2 pi. Evident, în dreptul pi pe 4, sinusul de pi pe 4 va avea valoarea radical din 2 supra 2. În dreptul 5 pi pe 4, sinusul va avea valoarea minus radical din 2 supra 2. Acum vom trasa graficul funcției cosinus. Funcția cosinus, în dreptul 0, are valoarea 1. Hai să facem un x să se observe mai bine. În dreptul pi pe 2, sinus, cosinus de pi pe 2 este 0. În dreptul pi ajungem la valoarea minus 1. În dreptul 3 pi pe 2 va fi 0 valoarea. Și în dreptul 2 pi ajunge din nou la 1. Vom trasa, am zis, culoarea albastră. Deci, este concavă. În pi pe 2 își schimbă convexitatea, devine convexă până în dreptul lui 3 pi pe 2 și apoi crește mai departe. Ce trebuia să țin cont? Graficul funcției trebuia să treacă prin acest punct de aici. Deci, practic, 3, 5 pi pe 4 ar fi trebuit să plece în acest punct, valoare minus radical din 2 pe 2 pentru toate funcțiile. În condițiile acestea, suprafața delimitată de graficele celor două funcții este suprafața, uitați, de aici. Adică va fi cuprinsă între
dreptele de ecuație x egal cu pi pe 4, x egal cu 5 pi pe 4, exact ce aveam nevoie, și deasupra se află graficul cu roșu, adică graficul funcției f. În condițiile acestea, area suprafeței determinată de f și g va fi egală cu integrală de pi pe 4 la 5 pi supra 4 din funcția f este sinus de x minus cosinus de x. Deci nu schimbăm niciun semn. Acum, integrală din sinus de x este minus cosinus de x. Minus cosinus de x, calculată între pi pe 4 și 5 pi pe 4, minus integrală din cosinus de x este un sinus de x, calculată la fel între pi pe 4 și 5 pi pe 4. Efectuăm calcul și avem minus cosinus de 5 pi pe 4, care facem un radical din 2 pe 2, minusul din formulă și cu minusul de aici, deci dăm un plus aici, minusul și cu minus radical din 2 pe 2, minusul din formulă și cu minusul din față, un plus cosinus de pi pe 4, care dă un radical din 2 pe 2, minus. Sinus de 5 pi pe 4 face minus radical din 2 pe 2, îl aveți și aici pe grafic. Da? Minus radical din 2 pe 2 și cu minusul din față, un plus radical din 2 pe 2, minusul din formulă cu minusul din față, un plus radical din 2 pe 2. Adică obținem un 4 radical din 2 pe 2, ceea ce înseamnă un 2 radical din 2. Și asta este suprafața, da? Area suprafeței cuprinse în porțiunea hașurată în verde de aici. O se observă foarte bine. Vom merge mai departe, cred că se dă pe... Au rămas mai multe pagini aici. Să vedem dacă îmi permite alta. Da, m-am permis. Așa. Și tot în cadrul acestui caz, anume area unei suprafețe determinată de două curbe oarecare, am să iau un caz puțin mai special, și anume, exemplu, să se calculeze area suprafeței determinată de funcție f de x egal cu minus 1 plus radical din 2 minus x pătrat și g de x egal cu radical din 1 minus x pătrat. Prin definiție, area formată de area acestei suprafețe formată de graficele celor cu funcție și ce va fi integrală de la A la B, nu avem aceste capete, din modul de f de x minus g de x. Deci, ori explicităm modulul calcul-tabelar, ori metoda grafică. În cazul nostru ar fi mult mai simplu pe metoda grafică, ne mai aducem câte ceva și de la numele complexe sub formă reprezentările numele complexe geometric. Și anume, mai întâi vom găsi punctele de intersecție, deci punctele de intersecție a graficului funcției f și graficului funcției g. Pentru asta, ecuația graficul este y egal cu f de x sau y egal cu g de x, formăm sistemul y egal cu minus 1 plus radical din 2 minus x pătrat. Și tot y este egal cu radical din 1 minus x pătrat. Prin metoda egalării, egalăm cele două expresii, minus 1 plus radical din 2 minus x pătrat egal cu radical din 1 minus x pătrat, este o ecuație irațională. Suntem obligați să punem câteva condiții de existență. Și anume, 2 minus x pătrat trebuie să fie mai mare sau egal decât 0,
1 minus x pătrat mai mare sau egal decât 0. Dar, mare atenție, radicalul este mai mare sau egal decât 0, deși această expresie din stânga trebuie să fie mai mare sau egal decât 0. Deci minus 1 plus radical din 2 minus x pătrat mai mare sau egal decât 0. Nu o să stăm să rezolvăm sistemul de inecuații, o să rezolvăm ecuația și vom face verificarea să vedem care din soluțiile obținute sunt soluții ale ecuației noastre. Pentru asta vom ridica expresia steluță de aici la puterea a doua. Deci din steluță rezultă prin ridicarea la puterea a doua că 1 minus 2 radical din 2 minus x pătrat plus 2 minus x pătrat este egal cu 1 minus x pătrat. Observăm că minus x pătrat cu minus x pătrat se reduc. 1 plus 2 face 3 trecut în stânga, va veni 1 minus 3, adică un minus 2. Deci obținem un minus 2 radical din 2 minus x pătrat egal cu minus 2. Prin împărțire la minus 2 vom obține ecuația radical din 2 minus x pătrat egal cu 1. Nu avem condiții de gust, toate condițiile sunt puse inițial. Să ridicăm din nou la puterea a doua și vom obține 2 minus x pătrat egal cu 1, de unde se poate pe x la a doua ca fiind 2 minus 1 egal cu 1, cu soluțiile plus sau minus 1. Făcând verificarea, observăm că pentru plus sau minus 1 la puterea a doua, x pătrat va da obligatoriu 1. Asta înseamnă în stânga obținem radical din 1 minus 1, 0 și în dreapta 2 minus 1, 1 radical din 1, 1, minus 1 din față, 0. 0 egal cu 0. Ambele soluții verifică. Deci cele două curbe vor avea două puncte de intersecție și anume zicem un A1 de coordonate minus 1 și pentru a obține pe Y înlocuim în oricare ecuație din prima pe X cu minus 1. Și obținem 1 minus 1, 0. Deci minus 1 și 0. Și al doilea punct de intersecție, pentru x egal cu 1, înlocuim iar în oricare ecuație, e mai convenabil în a doua, y egal cu 0. Și am aflat cele două puncte de intersecție a celor două grafice. Problema este cum arată cele două grafice. Plecând de la prima relație, y egal cu minus 1 plus radical din 2 minus x pătrat, trecând minus 1 în stânga, obținem y plus 1 egal cu 2 minus x pătrat, trecând și y plus 1 la pătrat, trecând și x pătrat în stânga, obținem x pătrat plus y plus 1, totul la puterea a doua, egal cu 2. Ceea ce am obținut aici, dacă ne aducem aminte, x minus x0, totul la pătrat, plus y minus y0, totul la pătrat, egal cu r pătrat, era ecuația unui cerc, cu centrul x0, y0 și de rază r. În cazul nostru, obținem un cerc, o să-l botez cercul 1, cu centrul O' în x0 se observă că este 0, da? Și y0 va fi minus 1 pentru a obține plus 1. 0 minus 1. Iar r pătrat, deci raza este radical din 2. R egal cu radical din 2. Pentru a doua ecuație, procedăm la fel, obținem avem y egal cu radical din 1 minus x pătrat, ridicăm la puterea a doua și obținem y pătrat egal cu 1 minus x pătrat, trecem în stânga termenul x pătrat și obținem x pătrat plus y pătrat egal cu 1, care, făcând analogia cu ecuația cercului de aici, observăm că este chiar un cerc, să zicem cerc 2, cu centrul în originea reperului cartezian și cu raza egală cu 1. Voi alege altă pagină, voi face desenul celor două cercuri și vom vedea porțiunea, da, sau suprafața cuprinsă între cele două cercuri. Și avem în felul următor. Primul cerc, raza, bine, al doilea cerc, să încerc cu raza de 1. Trebuia să avem unitate chiar instrumentul de scris, minus 1, 1, aceeași unitate și sus și jos, minus 1 și 1, și am să încerc să fac un grafic să semene acerc.
Așa. Aproape. Al doilea cerc, știm că are centru în minus 1 și 0. Deci acest punct de aici reprezintă acum O prim. Aici este O, aici este X și aici este Y. Mai ține minte puțină geometrie, triunghi dreptunghic, lungime 1, lungime 1. Asta înseamnă că distanța asta de aici este radical din 2, deci exact raza celui de-al treilea cerc. Vom lua ca dimensiune, este exact cât acesta de aici. Aici va fi un punct de intersecție, aici va trece prin 1 și cât raza, adică aici undeva, va fi al doilea cerc, să-l facem cu albastru. Deci, haideți să trasăm pentru ușurință și în diametru, să vedem că pe unde ajunge cercul. Și acum, parcă e mai ușor de trecut. Până aici, aici se schimbă curbura. La fel și aici, până la intersecția cu diametrul și apoi se schimbă curbura. Acum, problema este, care din cele două suprafețe reprezintă suprafața noastră? Dacă ne uităm în pagina anterioară, observăm că G-ul, de exemplu, sau Y-ul nostru, este radical din 1 minus X pătrat, care obligatoriu e mai mare sau egal decât 0. Asta înseamnă că în imaginea grafică a noastră, ce ne interesează pe noi este suprafața, și să fac mai gros, suprafața asta de aici. Am îngroșat-o poate mai mult decât trebuia, dar este mai vizibil acum. La fel pentru partea a doua, trebuie să am suprafața care este peste minus 1. Da, să ne uităm să vedeți acolo ce se întâmplă. Ia uitați, Y-ul este minus 1 plus. Asta este mai mare sau egal decât 0 minus 1, deci automat Y-ul meu trebuie să fie mai mare sau egal decât minus 1. Mai mare sau egal decât minus 1 în graficul nostru înseamnă peste dreapta, peste dreapta Y egal cu minus 1. Deci, ce este deasupra? Luăm cu albastru și îngroșăm zona hașurată de sus. Deasupra. Și atunci, urmărind, suprafața care ne se cere nouă, se observă că este cea cuprinsă aici. Câteva mărunte legate de această suprafață se numește ca suprafața hașurată, deci suprafața poartă numele de lunula lui Hipocrate, un matematician, filozof, astronom grec, a trăit undeva între 470-410 înaintea erei noastre. Deci vă dați seama ce îi interesau pe unii matematicieni acum 2400-2500 de ani. A trăit undeva 60 de ani, deci un matematician grec. Pentru a calcula acum suprafața noastră, revenim cu formula și avem aria determinată de gamma F și G egală cu integral de, se observă, ne mai scriu o dată, minus 1 și aici avea 1, de la minus 1 până la 1. Deasupra este graficul cu roșu. Graficul cu roșu era G-ul și avea radical din 1 minus X pătrat minus graficul cu albastru, să vi-l mai arăt o dată. Graficul albastru era G-ul. Având un minus în formulă, va schimba și semnele de aici, deci vom avea un plus 1 minus radical. F-ul, nu G-ul. Da? Plus 1
plus 1 minus radical din 2 minus x pătrat de x. Putem despărți în 3 integrale. Prima integrală va fi integrală de la minus 1 la 1 din radical din 1 minus x pătrat de x. Minus, am să schimb locul puțin, integrală de la minus 1 la 1 din radical din 2 minus x pătrat de x. Plus integrala din x, care, din 1, care face x, calculat de la minus 1 la 1. Dacă ținem cont că și funcția radical din 1 minus x pătrat și radical din 2 minus x pătrat sunt funcții pare, atunci putem scrie prima integrală ca integrală de 2 ori integrală de la 0 la 2 din radical din 1 minus x pătrat de x. Minus de 2 ori integrală de la 0 la 1, nu la 2, de la 0 la 1, tot de la 0 la 1 din radical din 2 minus x pătrat de x. Și plus x calculat de la 1 la 1 înseamnă 1 plus 2, egal cu, sper să nu-l omit și pe acesta. Și vom scrie 2i1 minus 2i2 plus acest 2. i1 și i2 le vom și le vom calcula separat. Pentru i1, care este integrală de la 0 la 1, din radical din 1 minus x pătrat, pentru calculul acestei integrale amplificăm cu radical și obținem integrală de la 0 la 1 din 1 minus x pătrat supra radical din 1 minus x pătrat de x. O să separăm aici în două fracții cu același numitor și implicit în două integrale, deci integrală de la 0 la 1 din 1 supra radical din 1 minus x pătrat de x minus integrală de la 0 la 1 din x pătrat supra radical din 1 minus x pătrat de x. Prima integrală este integrală directă. Pentru a doua să ne aducem aminte cât face un radical din 1 minus x pătrat derivat. Avem formula u derivat supra 2 radical din 1, deci 1 minus x pătrat derivat supra 2 radical din 1 minus x pătrat, ceea ce înseamnă minus 2x supra 2 radical din 1 minus x pătrat, prin simplificare cu 2 obținem un minus x supra radical din 1 minus x pătrat. Și atunci integrala noastră i1 se transformă în, prima formulă este un arc sinus de x supra aurii 1, deci arc sinus de x calculată între 0 și 1, minus integrală de la 0 la 1, și aici o să facem un mic artificiu. Din x pătrat am să scriu ca x ori, va mai rămâne aici un x. Uitându-ne în derivata noastră, am nevoie de un minus, îi pun un minus, scot minusul în față care transformă diferența în sumă. Supra radical din 1 minus x pătrat de x. Și atunci i1 devine arc sinus de 1 minus arc sinus de 0. Arc sinus de 1 va fi pi supra 2, deci arcul al cărui sinus este 1, este pi pe 2, arc sinus de 0 va fi 0. Deci vom avea un pi pe 2 plus pi supra 2 plus, și dincolo vom scrie ca o integrală de la 0 la 1 din x ori radical din x pătrat, 1 minus x pătrat, din 1 minus x pătrat derivat, și această integrală se va face prin părți. Deci vom obține i1 egal cu pi supra 2 plus x radical din 1 minus x pătrat calculat între 0 și 1 minus integrală de la 0 la 1 și se mută derivata la x. X derivat va da 1, 1 ori radical din 1 minus x pătrat de x. Observăm că asta de aici este chiar i1. Trecută în dreapta vom obține 2i1 este egal cu pi pe 2. Și aici, pentru 1 va da 0, 1 minus x pătrat, și pentru 0 vom avea 0 radical, deci răspuns corect, pi pe 2. Dacă ne uităm și din nou în exercițiu, observați că aici avem chiar de 2 ori 1. Nu-l mai împărțim la 2, vom lucra direct cu răspunsul da. Acum vom merge cu i2 fiind această integrală de aici. i2. Da? Și aceasta de aici a fost un i1. Deci I2
este egală cu integrală de la 0 la 1 din radical din 2 minus x pătrat. Observați asemănarea cu prima integrală, deci automat amplificăm cu radicalul, vom obține 2 minus x pătrat supra radical din 2 minus x pătrat de x. Despărțim iar în două fracții, implicit în două integrale, și vom avea integrală de la 0 la 1 din 2 supra radical din 2 minus x pătrat de x, integrală directă, minus, și facem același joc ca și data trecută. Pun un x în față, ori x supra radical din 2 minus x pătrat, deoarece derivata acestea face un minus 2x, deci îmi trebuie un minus, iau minusul din față și pun aici. Sau puneam un minus, minusul schimbase în față, de x. Și atunci ceea ce am aici este chiar derivata radicală. Și avem un i2 egal cu 2 ca și constantă, este în fața integralei. 1 supra radical din 2 minus x pătrat are formula directă ar sinus de x pe radical din 2 calculată de la 0 la 1. Plus integrală de la 0 la 1 din x ori și aici avem radicalul derivat. Evident, integrala care o vom rezolva din nou prin părți. Obținem i2 egal cu 2 arc sinus d. Înlocuiesc cu 1 și obțin 1 pe radical din 2, raționalizat radical din 2 pe 2, minus 2 arc sinus de 0, plus. Și aici aplicăm formula de integrare, aici este un derivat. Formula de integrare prin părți, și anume x radical din 2 minus x pătrat, calculat de la 0 la 1, minus integrala de la 0 la 1 și se mută derivata la prima funcție, x derivat este 1, 1 radical rămâne radical din 2 minus x pătrat de x. Dacă observăm, asta este chiar i2. Îmi cer scuze. Este un i2. Să scriu mai mult înțel așa, nu mă permite. Ați înțeles. Este un i2. Și trecut în dreapta vom obține 2i2 egal cu 2. Și ar sinusul al cărui valoare face radical din 2 pe 2, arcul este pi pe 4, deci avem un 2 ori pi pe 4, minus, arsinus de 0 e 0, plus în 1 va da 1, și în 0 va da 0. De unde vom obține că 2 e 2 este egal cu pi pe 2 plus 1. Și acum vom înlocui în area noastră. Aveam că aria suprafeței delimitată de F și G era o integrală de la, mai bine să ne uităm, deci era 2, 1, minus 2, 2 plus 2. Deci 2i1, adică pi pe 2, minus 2i2, 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 l-am aici, minus pi pe 2, minus pi pe 2, plus 1, iar ceva, așa, plus 2 de la final. Iar am sărut iar pe acel 2. Și egal cu un pi pe 2, minus pi pe 2, minus 1 plus 2, răspuns final și corect, 1. Deci aria suprafeței căutată de noi este 1. Mai am o singură aplicație și cu asta lecția noastră de astăzi se va încheia. Ceva care am să luăm alta nouă, nu mai permite alta nouă, am să șterg tot atunci. Șterse toate, cred că au. Da? Aștept la pagina asta, rămân cu pagina asta. Sper să ne ajungă. Nu este ceva deosebit, e ceva plăcut, frumos. Ce anume? Deci aplicația 6. Pentru ce valori a lui a, care este un număr real nenul, aria mărginită de parabola y egal cu ax pătrat
a pătrat x pătrat plus ax plus 1. Axa OX. Și dreptele. X egal cu 0 și X egal cu 1 este minimă. Sau este cea mai mică. Hai să spunem, este minimă. Problema care pot apare foarte ușor la examenul de bacalaureat. Conform teoriei, suprafața, aria suprafeței gamma Y sau F, cum doriți, să notăm cu Y, va fi integrală și avem de la 0 la 1 din modul de F de X sau de Y, în cazul nostru, de X. Adică integrală de la 0 la 1 din modul de A pătrat X pătrat plus AX plus 1 de X. Pentru asta trebuie să discut acest modul. Luăm separat tabelul. A pătrat X pătrat plus AX plus 1. Luăm primul caz pe minus infinit plus infinit și apoi vom vedea pe intervalul 0, 1 ce se întâmplă. Luăm ecuația atașată funcției AX plus 1 egal cu 0. Calculăm delta, care va da un A pătrat minus 4A pătrat. Adică un minus 3A pătrat. Cum A-ul nu are voie să fie 0, A aparține lui R stelat, înseamnă că delta este strict mai mic decât 0. Dacă este strict mai mic decât 0, înseamnă că expresia mea va avea întotdeauna semnul lui A. La noi A pătrat este mai mare decât 0 și atunci peste tot voi avea plus. Pe noi ne interesează în intervalul 0,1 și în intervalul 0,1 funcția mea este tot pozitivă, deci putem continua cu integrarea de la 0 la 1 din A pătrat X pătrat plus AX plus 1 de X. Calculăm integrala, despărțim în 3 integrale, calculăm integrala din fiecare și o să avem A pătrat ori integrală din X pătrat la GX la 3 asupra 3 calculată de la 0 la 1. Plus A ori integrală din X face X pătrat supra 2 calculat între 0 și 1 plus integrală din 1 care face X calculat de la 0 la 1. Sau altfel spus, vom avea un A pătrat supra 3 plus A supra 2 plus 1. Care este o funcție, hai să notăm ca un g de a, a pătrat supra 3, plus a supra 2, deci asta este un 3 aici, plus 1, și mă interesează valoarea minimă. Valoarea minimă sau un g minim. Noi știm că g minim, pentru funcția de gradul 2, g minim, este minus delta supra 4a și are loc pentru x-ul meu, în cazul nostru, va fi a egal cu minus b supra 2a. În cazul nostru, a va da minus b, deci minus 1 supra 2, supra 2 ori 1 supra 3, ceea ce înseamnă minus 3 supra 4. Deci aceasta este valoarea lui a. Vedeți că mi se cere care este, ce valoare are lui a. Aria, suprafața este minimă. Deci pentru minus 3 supra 4. Și valoarea minimă, să calculăm și pe delta. Delta va fi un 1 supra 4 minus 4 ori 1 supra 3. Minus 4 supra 3. Amplificăm cu 3, amplificăm cu 4. 3 minus 16 va da un minus 13 supra 12. Și atunci valoarea minimă, G minim, va fi egal cu minus delta, deci un 13 supra 12, supra 4 ori A. 4 ori 1 pe 3. Sau, altfel spus, 4 supra 3, un 13 supra 12 ori un 3 supra 4, simplificăm și obținem 13 supra 16. Deci valoarea minimă a arii este 13 supra 16 și are loc pentru A egal cu, să mai scriu o dată aici să le poată, minus 3 supra 4. Cu asta fiind zise, vă doresc mult succes, spor la treabă și ne întâlnim data viitoare. Bună ziua!